Doamnelor și domnilor, bună seara. Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. Invitatul din această seară este Valentin Crudu, șef direcția Învățământ preuniversitar în cadrul Ministerului Educației. Bună seara și bine ați venit, seara. Bine domnul bine. Nu, Îmi pare foarte bine că ați găsit timp să veniți să discutăm în studio, pentru că mai mulți părinți au întâmpinat niște greutăți, niște situații de uneori de conflict, alteori de neinformare, în problema înscririi copiilor în clasa 1. Și vreau să vorbim astăzi, în special, în mare parte a emisiunii, la acest capitol. Haideți să informăm părinții care au copii de această vârstă, șase. 7-8 ani, care sunt normele legale pentru a înscrie un copil în clasa 1 într-o școală. Și aici întrebările care mai des au apărut în momentul în care eu căutam să vorbesc, să discut cu director de școală sau cu unii părinți, care cei mai activi, chiar aceste probleme le-au plasat și pe rețele de socializare ca să audă părerile oamenilor care știu mai multe, este că s-au confruntat părinții cu problema că cei din circumscripție, din district sau din microraion, cum se mai spun, sunt niște noțiuni pe care deja le operăm din această metodologie, sunt Înțeleg, se numește Metodologia de înscriere a copiilor în clasa 1, pe care a promovat-o Ministerul Educației, și vârsta copiilor, implicit când s-a născut, în ce lună. Haideți să ne spuneți informații generale de la început, și de aici vom discuta mai multe. Okay. Eu mă bucur de faptul că dumneavoastră abordați inclusiv și întrebarea aceasta, deoarece această metodologie a venit în Republica Moldova nu tare de mult. Suntem în al treilea an de implementare. În cei toți 25 de ani de independență. Doar la începuturi, am preluat prin tradiții. Cum se duceau copiii la școală? Uh -huh. Se duceau în fiecare sat sau în satele unde existau școli, mergeau să se înscriau acolo. Era modalitatea de, nu știu, repartizarea copiilor pe clase care în A, care în B, unde erau mai multe clase, ce poate, în orașe, prin tradiția sistemului de educație sovietic. Uh, mergeau copiii din circunscripții, erau și atunci circunscripții obligatorie, unde autoritățile locale duceau evidența tuturor copiilor, puneau la dispoziția instituțiilor de învățământ listele copiilor și școala se ocupa de înmatriculare. Timpurile s-au schimbat. Uh -huh. Deci, s-a început această urbanizare, în ultima perioadă tot mai mult, atunci când foarte multe familii au migrat de la țara din sate, au migrat spre orașe și nu numai spre municipiul Chișinău, dar în mod special poate chiar să vorbim despre municipiul Chișinău. Deci vreți să spuneți că în municipiul mai deci multe întrebări mai multe apar, întrebări în, în, apar în municipiul Chișinău uh -huh. și sunt mai, multe, sunt mai, multe, întrebări decât pe alocuri răspunsuri, să zicem, de ce. Dar există, există, să zic eu, niște acte normative în Republica Moldova care ne obligă, pe de o parte, să avem claritatea, inclusiv în ceea ce privește admiterea copiilor în clasa 1 și înscrierea copiilor în grădinițe. Pe de altă parte, există și dreptul constituțional al fiecărui cetățean din Republica Moldova care are dreptul să-și aleagă instituția de învățământ, să-și aleagă limba de instruire, indiferent de viza de reședință, așa zisă. Uh -huh. Dar ținând cont iarăși de problemele care au apărut în ultimii ani, să zicem, mai ales pe șcherul unor cartiere în municipiul Chișinău, vorbesc atât cele din centrul capitale, cât și avem unele instituții de învățământ plasate în sectorul Rășcani, anul trecut am avut problema liceului teoretic nu Creangă, avem problema admiterei Liceului Teoretic Mihai Viteazu, care se află mai la Telecentru. Uh -huh. Avem problemele, am zis deja, unor instituții de învățământ din centru și din aceste considerente, Ministerul Educației, analizând și felul și faptul cum se desfășoară înmatricularea matricularea copiilor în clasa 1 și în alte țări, am ajuns la concluzia că este necesar ca să elaborăm o metodologie de înscriere a copiilor în clasa 1 și pentru Republica Moldova. Mă scuzați, aici o paranteză. Care țări au fost analizate? Deci, noi, în primul rând, am analizat, să zicem, spațiul ex-sovietic, de acolo, din pornit și noi, cândva, cu 25 de ani în urmă. Ce se întâmplă? Și vreau să vă zic că există metodologii, în mare parte, la nivel de țară, dar mai mult la nivel de regiuni, a capitalelor, să zicem, Ucraine, Kiev, mm -hmm. Belarus, Minsk. Rusia, ne-am uitat ce se întâmplă în țările baltice, uh -huh. am văzut pe dimisiunea România și Europa uh -huh. și am găsit niște noutăți care noi nu le acordam atenția respectivă. Dar s-a ținut cont de specificul Republicii Moldova, bine pentru înțelesc, că aici nu putem să, să, să luăm modelul de acolo și să-l implementăm. Nu putem fără să luăm, că, să -am, că noi, nu am, noi nu am preluat un model. Noi ne-am uitat ce se întâmplă și în alte capitale, să zicem, unde... Exact se întâmpla problema că unele instituții erau supra-solicitate atunci când ia media, să zicem, capacității instituționale în municipiul vezi că instituțiile sunt complete în jur de 65-66%, înseamnă că locuri sunt disponibile pentru, pentru toți copiii doritori, deoarece în Chișinău ceva timp în urmă erau 120.000 de copii, acum cifra aceasta a scăzut sub 80.000 de copii. Vă dați bine seama că dacă să vorbim de locuri în general pe întreaga țară, deci locuri disponibile în toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova, pentru toți doritorii există. Este altceva că microsectoarele de școlarizare, cartierele în orașele mari, inclusiv în municipiul Chișineu, s-au dezvoltat neuniform. Uh -huh. Pe locuri mai mult s-a construit spațiu locativ și nu s-a ținut cont de, faptul, de capacitatea instituțională uh -huh. a grădiniților și școlilor și putem să facem anumite analogii, să dau anumite exemple, de ce da, din municipiul Chișinău, unde s-au construit masiv blocuri și case de locuit particulare și nu s-a ținut cont de infrastructura școlară sau nicio de formă. Ciocana, probabil? Eu vorbesc de uh, Ciocana, uh, Bulevardul Mici al Cel Bătrân, uh, pentru liceile Costache-Negruțe și liceile Mihail Berezovski, inclusiv toate grădinițele din zona aceea sunt supra-solicitate. Vorbesc de cartierul Rășcani, sectorul Rășcani, Strada Studenților, unde avem pe dimensiunea străzii studenților, străderilor studenților, avem o singură instituție mare, o teoretic, Creangă, care are un sector de școlarizare mare. E enorm. Capacitatea instituției este mult mai mică pentru a satisface uh -huh. dorințele. Plus, la aceasta, prin tradiție, să zic eu, această instituție de învățământ a fost întotdeauna solicitată, chiar și pe timpuri mai vechi. Uh, și o bună parte din părinți care nu mai locuiesc în sectorul Roșcani, dar au învățat ei înșiși în aceste școli copii, prin tradiție acum nepoții, doresc să învețe, dar locuiesc în alte cartiere și lucrul acesta se întâmplă mai nevoios. Uh -huh. Dacă e să vorbim și sectorul buicani, atunci străzile terminale de la Alba Iulia, de Leanu, deci instituțiile de învățământ au rămas cu aceeași capacitate, blocurile s-au înmulțit foarte mult, populația a crescut. Deci, acolo. aici este o neconcordanță? Neconcordanță, probabil în... că accesul copiilor în, în acest sector da. la instituțiile care nu s-a ținut cont la primărie atunci când se dădea vize pentru construcții? Probabil că atunci când au proiectat construcția de noi blocuri, atunci când au fost repartizate foarte multe terenuri pentru construcție de case individuale, nu s-au gândit inclusiv la infrastructura acestui Infrastructura sector. școlară, pe alocuri, dacă vorbim de școală-grădinițe, nu mai vorbim de, de acces, să zicem, transport public. Sunt mai multe probleme, nu vreau da. să discut da. e păi, Normal că nu s-a ținut da. cont, s-au gândit unde da. Este mai ușor să construiești și cine mai lejer oferă da, acest teren. Și vreau să vă zic că dacă să ne întoarcem cu 25 de ani urmă, la începuturi, atunci când am devenit independenți, nu aveam niciun act normativ care ar fi uh -huh. reglementat cumva admiterea copiilor în clasa 1, a înscrierea copiilor în alte clase sau în grădinițe, deoarece prima, primul document complex, legea învățământului, a apărut în Republica Moldova în anul 1995. Și atunci, în prima lege, încă s-a introdus, am avut articole speciale care reglementau de la ce vârstă trebuie să fie înscriși copii obligatori în școală. Această prevedere, pe parcursul anilor, aproape 20 de ani, a funcționat legea învățământului, aprobată 95, care a fost modificată de peste câteva sute de ori. Mm. Până a apărut codul educației în 2014, prevederea articolului 27 din acest cod prevede obligator înscrierea copiilor în clasa 1 la atingerea vârstei de 7 ani în instituțiile de învățământ repartizate pe circunscripții școlare. Deci, odată ce codul educației prevede această activitate, deci noi am pornit de aici și în 2015, peste jumătate de an, a apărut prima metodologie care a venit cu niște reglementări. Reglementări pentru administrația instituțiilor de învățământ, dar ceea ce este foarte important și desă ori se pune toată activitatea pe directorului școlii sau administrației. Nu este corect. Ori circunscripțiile sunt stabilite de fiecare autoritate separat. Inclusiv într-un sat mare unde există două școli. Uh -huh. Da, vă dau orașul durlește. Există liceul durlește aici jos, în cartierul ăsta central, și avem liceul autoretic preon mai sus. Deci autoritatea, liceul cel de sus are capacitatea vreo 1300, asta de jos vreo 700-800. Deci cum împarți? Toate cererile și uh, încerci să-ți satisfaci doleanțele părinților, cei care doresc să învețe în liceul din Deal sau cel din Vale. De deci, aceea și s-a pus în sacină autorităților locale, ca ei, având această autoritate, fiind în calitate de fondatoare a acestor instituții, să repartizeze circunscripții. Deci, Ministerul Educației nici sub o formă nu a intervenit să încercați să puneți toate, toate casele, A, da, sau mm -hmm. pare, să vină într-o instituție, îmi pare să vină în alte instituție. Decizia a aparținut autorităților locale. În Chișinău s-au întâmplat lucruri mai puțin fericite pentru unele instituții de învățământ, unele perioade, dar cu toate acestea vreau să vă zic că administrația Chișinăului, Direcția Generală de Învățământ Chișinău, anul trecut, anul acesta, sper, suntem mai puțin informații la telefon, nu știu, poate pe rețele sunt mai multe doleanțe uh -huh. ale părinților, avem mai multe sesizări de faptul că nu există o claritate. Nu numai eu, câteva, eu am întâlnit astăzi peste 10 neclarități pe care da. am să vi le spun, și am să vă rog să ne aduceți informații de ce se întâmplă acest okay. lucru. Și aici vreau să menționez, că, dragi telespectatori, că am invitat și pe responsabili de la Direcția Învățământă a Municipiului Chișinău, dar din păcate nu a venit nimeni, îmi pare foarte rău ca să discutăm la nivelul cu să okay. vorbim constructiv. Mai există timp pentru prima etapă? Da, vreau să spunem că de la 1 aprilie s-a început da. anul acesta în 2017 înscrierea și cât va dura? Ea va dura prima până, etapă, sunt două etapă, etape. Până în a doua jumătate, a doua decada lunii iunie, mai bine se până în 24 iunie inclusiv. Iată, dumneavoastră m-ați întrebat ce ați văzut bun în alte mm -hmm. state. state De la care v-ați inspirat? Da. Deci, o bună parte din ei, admiterea în clasa întâi, o, o demarează începând cu lunile martie, unele aprilie. De, când... de ce este important să facem acest lucru și vreau ca toți părinții, cei care ne privesc, ca să fie înțelegători, de ce nu lăsăm pe perioada de vară să se întâmple tot acest lucru, cum am avut o tradiție cândva. Veneau la școală vara se înscriau în liste vară, luna iunie august. sau mai mult august. Noi am testat în 15, am făcut unele modificări în 16, venim cu unele ajustări și în 17 și pentru noi anul acesta, să zicem, al treilea an deja de implementare, trebuie să ne dea răspuns la întrebarea, e bine să începem la 1 aprilie sau totuși putem să coborâm această Data mai jos, dar să nu fie mai lungă de luna mai. Și vă spun din ce cauză. Uh -huh. Luna iunie, după mine, este o lună prea anevoioasă pentru noi. Deci, iarăși, conform codului educației, în luna mai, fiecare unitate de învățământ, fiecare școală, hai să zic eu așa, mai simplu, trebuie să stabilească rețeaua de clase. Uh -huh. Să știe de câte cadre didactice va avea nevoie pentru următorul an de studii, începând cu 1 septembrie, câți copii vor fi în fiecare clasă, astfel ca profesorii școlari, învățători de la școala primară, când vor merge în concedii, începând cu 1 iunie, concediul cadrului didactic este de o durată de 62 de zile lucrătoare, uh -huh. să fie sigur că cadrul didactic, întorcându-se la serviciu la 1 august, 15 august, 20 august, nu contează, îndependență când au plecat, să știe că aceste clase există. Ori în cazul când profesorul pleacă de clasa 1, pleacă în vacanță începând cu 2 sau 3 iunie, deoarece anul de studii s-a finalizat la 31 uh -huh. mai. Iar noi întindem această prima etapă, să zicem, până la 19 iunie. Este foarte anevoios câteodată să poți corect să-ți planifici activitatea școlii începând cu 15 august. Uh -huh. Dar, ținând cont de faptul că uh, avem tradiție în Republica Moldova, când unii părinți, bine, iarăși, din generații, vorbesc cuvântul tradiție, uh, Doreau sau doresc să depună actele și în 1 august. Uh -huh. Din aceste considerente, Ministerul Educației a venit cu această propunere, ca turul 2, în cazul când există doritori și există locuri disponibile în circunscripție, să fie începând cu 1 august până în 24 august, uh -huh. maxim 25 august. Au reușit. Bineînțeles că cel mai mult, circa 90-92% dintre părinți în orașe depun cererile. În primul Astăzi tur. Asta spune experiențele din anul trecut. Doi ani, 15-16, da. Lasate în mediul rural, aș zic, probabil că prin tradiție, unde știu că au o singură școală, unde uh, știu că au un singur învățător, să zicem, de regulă se utilizează mai mult turul doi. Uh, de ce o să vedem, fiindcă uh, mai există aici o, o, o problemuță, deoarece... Uh, Probabil că la admitere ar trebui noi să mergem pe simplificarea procedurii de um, stabilire a actelor care trebuie părinții să le prezinte. Uh -huh. Deci este important să fie inițiativa, cererea, da, părinților din microsectorul respectiv, pentru ca instituția de învățământ să poată să numere câte cerere are, câți copii vor fi. Deci mergem la școală, vorbim așa, mai simplu mergem la școală și o depunem o cerere. Da. Asta este primul pas. Primul pas. Uh -huh. Deoarece s-au schimbat lucrurile puțin și pe dimensiunea învățământului preșcolar. Deci grădinițele de, în anii de independență, mai ales de la 2000 încoace, nu mai sunt instituții de întreținere a copiilor, uh -huh. dar sunt instituții cu statut de educație. Ele sunt instituții educaționale. Uh -huh. Noi avem un curiculum preșcolar și începând cu vârsta de 3 ani, deci copiii merg în lumea cunoștințelor. Da. Pentru, vreme ei, pentru ei. pentru ei, da. De deci, aceea este foarte important, iarăși urmărind ce se întâmplă în alte state dezvoltate care au trecut și ei prin diferite perioade de dezvoltare, să vedem cum vin copiii pregătiți la școală. Deci, mm -hmm. e vorba de un curiculum școlar, este vorba de dezvoltarea anumitor aptitudini, nu le zicem competențe, mm -hmm. dar da, deci, da, da. niște cunoștințe, așa să zicem, copiilor. Și cel mai important este să știm cât de bine vin pregătiții de școală. Ori, în Republica Moldova, frecventează astăzi cele 1500 de grădiniță, 83% din numărul total de copii de vârstă 3, 6, mm -hmm. 7 ani iar începând cu vârsta de 5 anișori, deci prin lege, astăzi autoritățile locale sunt obligate să aducă în grădinițe toți copiii toți copiii copii de vârsta trebuie, aceasta, fi, trebuie fi să fie pregătiți de, de școală, mm -hmm. da. Acest procent în oraș este mai înalt, este de circa 95% din copiii care au vârsta de 5 ani și merg spre grădiniță. În mediul rural, în sate, în satele mici avem circa 300 de localități unde astăzi în genere nu avem instituții de învățământ preșcolare sau educație uh -huh. timpurie cum se numesc ele. A, acest procent este sub 90, în jur de 88%. Aceasta înseamnă că o bună parte din copii fie nu au dorința împreună cu părinții să se ferventeze aceste instituții, fie există alte motive bunoare, cei care își pot permite angajează diferite bone, mm -hmm. uh, merg în orașe, există diferite centre de dezvoltare, de dezvoltare unde, de, unde da, copiii frecventează, frecventează anumite ore pe zi și din aceste considerente uh, deci s-a solicitat în ultimii ani, uh, s-a testat și terenul în Republica Moldova să vedem ce... Uh, propunem noi la absolvirea să zicem grădiniței de copii da, și s-a ajuns la acest model de, de, de o anchetă, să zicem, da, care este completată de educatorul fiecărei grupe, această anchetă se mână fiecărui părinte la absolvire atunci când cu părintele vine și își ia toate actele uhum. și uh, deci acest model ajută foarte mult învățătorul, uhum. ori învățătorul nu întotdeauna participă la selectarea copiilor și noi categoric interzicem testarea copiilor am să vorbesc și despre testarea da, copiilor aici acolo. am avut și eu da. o întrebare. Deci noi categoric interzicem la... Noi suntem obligați să școlarizăm toți copiii. Ce fel e de așa testare? Așa în Constituție. Nu, care și, copil, copil... și în Codul Educației. Educație, da. Da. Noi, articolul 28 deja, tot din Codul Educației, scrie că putem uh, avea anumite testări ale aptitudinilor copiilor numai în două cazuri. Atunci când, este, când avem profil sport, unde trebuie să vedem, în primul rând, și cartela de sănătate a copiilor, și să vedem are el aceste posibilități mm -hmm. să facă, pe lângă efortul intelectual și efort fizic suplimentar, mm -hmm. și vorbim de profilul artă. Aici sunt toate dansurile. Bine, deci facem aici cu toate liceile care au o sumedenie de clase cu profiluri diferite, cu limbi străine, cu. Vorbesc cu și de limbi mm -hmm. străine. Deci, vă zic, codul educației astăzi permite testarea sau verificarea de aptitudini numai pentru. Clasele cu profil sport și clasele cu am profil interesant. arte. Deci, cum ziceți și dumneavoastră, tradiția de ultimii 10 da. ani o șterge. Eu, eu, pur și simplu, nu-mi închipu. Dacă eu am un cartier 100 de copii, în municipiul Chișinău, într-o instituție de învățământ, eu sunt obligat să-i primească pe toți. Ce fel de tesare o să fac? Ca am clase. În clase 1, noi nu avem clase cu studierea profundată a limbilor străine. În clase 1, noi nu avem clase, nu avem uh, plan de învățământ pentru astfel de instituții de învățământ. Iarăși, avem o singură practic în Republica Moldova, începând cu clasa 1, clasele bilingvi francofone. Deci noi avem astăzi în țară 12 instituții de învățământ care uh, au acest program. Uh -huh. Și aici sunt mai multe solicitări din partea unor directori de instituții care solicită totuși, deoarece copiii din a, în care fac acest program bilingv uh, au mai multe ore de studiere a limbii străine franceze. Avem și pe dimisiunea germane, da? limbii uh -huh. germane. Începând cu clasa 7, încep să învețe în limba franceză, disciplinele de la profilul real, matematică, fizică, chimie, biologie, poate și informatică. Efortul uh -huh. este mult mai mare și ei solicită totuși să aibă anumite discuții sau anumite testări prin diferite jocuri, da? Ca să poată demonstra să să... pentru ei dacă acest da, copil întrunește aptitudinile pe care au fost situații diferite atunci când sunt doritori foarte mulți cum să faci selecția pentru 30 de locuri să zicem, da? Și pe parcurs unii copii care nu reușesc pur și simplu abandonează aceste, aceste clase și clasele se micșorează în număr de... Uf. De copii, și este foarte complicat atunci, cei care vin noi, în clasa 2, 3 sau 4, să recupereze uh -huh. programul care. Aici, dacă ne oprim la procesul acesta, totuși, o părere a unor directori cu care am discutat pregătindu-mă de, pregătindu uh -huh. de emisiune, este că instituțiile cu renume de cândva, uh -huh. rămânem tot la capitolul înscrierea copiilor, um, aveau această regulă sau cum ziceți, tradiție ca testările acestea să fie pentru ei. În ajutor și învățământul primar, din asta doar câștiga. explicați de ce acum sau trebuie revăzute clasele, sau trebuie revăzute liceele, cum funcționează aceste clase. Părerea directorilor este că nu e bine că acum toți din circunscripție sunt obligați să primească copiii fără aceste testări. Ce fac liceele gen Eminescu, Eliade, Asache? pentru o întreaga societate trebuie să fie foarte clar. Deci în Republica Moldova învățământul obligator se începe de la vârsta de 7 ani. Și el durează până în 16 ani, până la absolvirea ciclului gimnazial. De deci, ce din start vă zic că este discriminatoriu? Atunci când unele instituții de învățământ publice, cele care le-ați numit dumneavoastră și altele, încearcă să-și manifeste acest entuziasm de a face testări suplementare. Este categoric interzis. Uh -huh. Noi, în Republica Moldova, trebuie să ținem în cont de acea legislație pe care am promovat-o noi. Această legislație, ea corespunde între totul uh, unui principiu democratic, da? uh -huh. echitabil pentru toți părinții și pentru toți copiii. Atunci când vorbesc inclusiv de confesiune religioase, care exact și ei nu prea doresc să meargă în instituția X, fiindcă știu că profesoara respectivă are o atitudine față de, nu știu care religie, să zicem, da. Lucruri care nu trebuie să se întâmple la școala generală. De aceea noi suntem... Deci ca... noi le uniformizăm acum. Noi toate școlile le dăm după... după o... Spuneți-vă de ce școle, o școală de, de elită? Dar nu trebuie să existe școli de elită, dragii mei. Uh -huh. Ce înseamnă școli de elită? Școli de elită le-au creat tot părinții. Dar prin tradiții că au dorit cu orice preț copilului să învețe în școala X. Ca să nu numesc să facă o reclamă. Da, nu... Dar vreau să vă răspund și să vă spun cu toată responsabilitatea. Deci noi avem astăzi în țară 1241 de unități de învățământ. Din ele, în circa 1200, vor fi admitere în clasa 1. Uh -huh. Celelalte sunt instituții și speciale avem, da, care nu vor fi clasa 1. Avem instituții, să zicem, avem câteva licee clasice care au pur treapta de gimnaziu 10-12, avem câteva licee, noi spunem, semi-clasice, da, fiindcă au și treapta de gimnaziu fără școală primară. Deși ele toate sunt instituții publice și toate au sector de școlarizare obligatorie. Ei sunt obligați să școlarizeze, din, să școlarizeze din circunscriția lor, în primul și în primul rând, toți copiii care sunt conform acestei circunscripții, după stradă, după scară, după bloc, după apartament. Am înțeles, dar dacă copiii da. nu fac față nu uh, nivelului să... de limbă engleză, bine, v-am zis, cu mm. profilul mm. sunt limbă engleză, limbă franceză, artă, mă, alte, dans, dacă ei nu fac față, ce da. se întâmplă? Peste un an, copilul trebuie nu. să plece de acolo. Nu trebuie să plece nimeni. Și noi, dacă o să fim sesizați că se întâmplă astfel de lucruri în școala generală, până la vârsta de 16 ani, o să luăm atitudinea față de administrațiile acestor instituții de învățământ. În învățământ obligatoriu. Deci lucrurile... Înseamnă revăzute văzute... Eu nu corect mă exprim, deci nu vorbesc de învățământ obligatoriu, vorbesc de sistemul de educație în Republica Moldova, care dezvoltă astăzi un sistem de educație inclusivă. Noi astăzi avem circa 9.000 de copii în școli generale, din cei 320.000 de copii care avem în listele instituțiilor de învățământ, care sunt copii cu diferite cerințe educaționale speciale, copii care au anumite dezabilități. Noi am mers. pe alt principiu. Noi... Aici sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să da, atragem atenție educației să... inclusive, dar trebuie să mai adăugăm și un, 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 o unitate în școală pentru aceasta, Noi pentru că am... învățătorul nu reușește da. să atragă atenție și la cei 25 și la copilul care nu, vă, necesită vă zic, o atitudine specială. Zic dumneavoastră că, și toată lumea să cunoască că procesele în Republica Moldova nu merg atât de repede, după cum și închipui unii, da? Ele mm. merg lent, deoarece nu trebuie să grăbim acest proces de incluziune școlară. Copiii cu cerințe educaționale speciale au, au nevoie, să zicem, de o atenție mai sporită. Noi avem astăzi, vreo trei ani de zile, o unitate nouă în școli, care se numește cadru Didactic de Sprijin. Avem mm -hmm. angajat circa 900 de personal, 900 de persoane uh -huh. care au fost instruite. Și urmăriți? Sunt toți în școli? Noi, noi urmărim, dar cum să nu fim? Uh -huh. Noi urmărim, vă zic că uh, numărul de copii a crescut de la câteva mii în 2010 până la 9000 anul trecut. Uh, copii care uh, pentru ei profesorul școlar, inclusiv cadrul didactic de sprijin care îl ajută pe profesor și pe elev, Ajustează conținuturile curriculare reșind din dezvoltarea intelectuală, să zicem, a copiilor, da? Chiar mi-e interesant, sau, am sau să merg în școli să văd da. dacă aceste unități uh, sunt, sunt, sunt în definite și dacă e, ei își fac este, munca. este, își face muncă, este tema unui alt. Bine, altă, altă fi, emisiune, că, da. da. Dacă revenim la înscrierea copiilor, pentru că nu avem mult timp, emisiunea mm. are 45 de minute. Mm. Um, o altă problemă pe care, cu care s-au confruntat părinții este nașterea copiilor pe lună, da? Dacă mm -hmm. copilul s-a născut pe 2 septembrie sau pe 3 septembrie, am plinit șapte ani, deja nu este primit în prima etapă la școala conform microraionului sau a circumscripției. Și au venit foarte multe cereri de nemulțumire. Ce se întâmplă cu acești copii? De ce atât de strict este? Pentru că în următorul an, dacă nu-i ajunge loc în mm. etapa a doua, el va, fi, va avea opt ani și opt mm. ani deja e târziu pentru copii. Știți, într-adevăr, și eu, am, când am mers la școală, am mers de șase... 6 jumate. Șase ani și zece luni sau nouă luni. Atunci îmi spuneau părinții deja mai târziu, că am avut riscul ca să merg la școală cu colegii din cu un an mai târziu. Dar bine, au fost posibilități, au fost locuri în școală și nu, nu s-a ținut cont de foarte strict de lucruri astea că trebuie să merg la anul viitor. Deci, anul de învățământ se începe la 1 septembrie. Deci, noi suntem. de ce să fim atât de stricți? Nu, fi, fiți atent. Deci m-ați întrebat, eu da, vreau să vă răspund, vreau da? vreau să vreau da, ca vreau vreau să răspund. înțeleagă și mm -hmm. părinții. Deci noi suntem obligați ca către începutul anului școlar, 1 septembrie, care este stabilit prin codul de educației. Deci să școlarizăm toți copiii care au tins vârsta de șapte ani. Aceasta este regula generală, aici nu mai pot fi interpretări. Da, există situații când copiii sunt ascuns pe 2 septembrie, mai puțin, care există probleme pe 3 septembrie, mai puțin, dar dacă mergem deja peste o lună sau peste două, aici apar unele interpretări ale unor administrații de învățământ. Ori, regula este următoarea. Mai întâi, instituțiile de învățământ în această metodologie este clar descris că sunt obligați să școlarizeze toți copiii, să primească actele, cererile celor care către 1 septembrie vor avea șapte ani. Uh -huh. La locurile următor disponibile, deci mărg ceilalți și iarăși trebuie să fie o logică, aici în ordine descrescătoare, da? Cel care are 6 ani și 11 luni și 20 de zile și tot așa deci până când tragi linia la numărul de locuri disponibile în unitatea ta de învățământ. Dar vreau să menționez că există foarte multe cereri a altor copii și a altor părinți din alte circunscripții care cu orice uh, dorință de lor doresc să ne merească în instituție de învățământ. Asta e vorba la... de cei care au primul copil în această instituție da, și sunt Prin prioritari. tradiții și Sau, etc. etc. Uhum. Deci noi pledăm totuși ca să se respecte aceste circunscripții. Sunt mai multe plusuri aici și pentru părinți. Uh, de faptul că noi încercăm să lămurim părinților că este important școala primară, grădinița de copii să se află în curtea casei și copiii să frecventeze fără a circula prin întreaga urbă. Dacă vorbim de Chișinău sau să vorbim orașele mari, mari cum ar fi Bălțu, la Nor, cum ar fi Cahulu, cum ar fi Hâncește, deja, sunt unele unități teritoriale care au devenit municipii fără a avea infrastructură, să zicem, copiii merg pe jos. Dar mă întorc când noastră m-ați întrebat de cadrul didactic. Vreau să vă spun că... Dar, stați aici, vreau să vă întreb, dar nu în Constituție și în Codul Educației scrie că uh, părintele are dreptul prioritar de a alege sfera și școala uh, care trebuie să o frecventeze. Aici nu încălcăm drepturile părinților? Nu se încălcă dreptul părinților. De, ce? de deoarece... Dacă el vrea... Bine, uh, noi nu încălcăm dreptul părinților ca ei să-și aleagă unitate de învățământ. Dar noi, prin Codul Educației, reglementăm modalitatea de înscrierea copiilor și școlarizarea copiilor pentru școală începând cu șapte ani și pentru grădiniță începând cu cinci ani. Deci lucrul acesta în orice stat se reglementează prin ceva. Uh -huh. Deci noi avem codul educației, unde clar ne scrie că voi ce trebuie să faceți și atunci când am văzut de la 2014 încoace că există anumite probleme la înscrierea copiilor în clasa 1 în anumite localități mari, a mers pe elaborarea acestei metodologii. Da, dar aici e lacuna, ce ați spus dumneavoastră, că unele sectoare sunt supraaglomerate cu case de. și atunci, Eu... și turul 2, și uh, la final vor fi niște situații când omul din acest microraion nu va putea să-și. Uh, noi, noi, astfel situații din informațiile preliminare în, an, în anul acesta ar trebui să fie mai puține. Este alt șeretlic în care s-au antrenat părinții deja. Știu și eu despre ce vorbesc, despre de reședință, vizile de reședință, temporare. Temporare. Și care ce se facă în cazul ăsta, directorul, când vede că viza de reședință este cu o lună înainte de a veni să-și înscrie copilul? Vreau să vă zic că atunci când noi am lucrat la această metodologie, vă dați bine seama că nu ne-am gândit la această prevedere. Nu cred că noi am putea să reglementăm altfel în cazul când părintele, la depunerea actelor, da, către 1 septembrie va veni și va demonstra că are o viză de reședință temporară în sectorul, nu știu, în X, sectorul de școlarizare a unității de învățământ pe care îl Pe să care își, da, Deci eu să -și am, așa am așa spus, da, spus și anul trecut și vreau să repet și acum acest îndemn către autoritățile locale, care au în gestiunea sa unitățile de învățământ, care sunt fondatorii acestor unități de învățământ, să încerce să analizeze foarte atent, bineînțeles, și cu alte structuri, nu numai cu educația. Direcțiile Protecției Sociale, preturile de sector din municipiul Chișinău Deoarece ei dețin această informație despre numărul de populație din fiecare sector, numărul de copii care s-au născut, numărul de copii care urmează să meargă în anumite instituții de învățământ, după limba de instruire rusă sau română, că aceste două limbi în Republica Moldova, în mare parte, se solicită. De aceea, aici nu cred că ar trebui să, să fie lăsate toate problemele pe umerii directorului instituției de învățământ. Dinsul este obligat să pună în aplicare ordinul de ministru și metodologia privind înscrierea copiilor în mm -hmm. clasa 1. Aici pot fi discuții. Mm -hmm. Și în ace aceste discuții, noi am solicitat antrenarea autorităților fondatoare ale unităților de învățământ. Mm -hmm. Există destule și suficiente forțe în Municipiul Chișinău pentru a. A dezvolta circumscrițiile pentru ale lărgi. Okay. Există posibilitatea ca unele unități de învățământ care sunt mai puțin solicitate să devină fie filiale sau fie blocuri ale unităților de învățământ mari, până oară cum am propus noi anul trecut cu Liceul Teoretic Creangă. Uh -huh. Am zis să, să încerce să extindă această uh, circumscripție de școlarizare, că există posibilitate. Da, Sunt anumite instituții în preajmă care nu sunt solicitate și mă dau încă o dată cifra. Uh -huh. Deci, astăzi, în municipiul Chișinău, că de aici vin cele mai multe apeluri, 66% din numărul total de locuri sunt ocupate. Deci există uh -huh. o rezervă de 34. Cândva, în municipiul Chișinău, au fost 180.000 de copii, și drept 40.000 învățau în două schimburi. Uh -huh. Acum lucrurile s-au schimbat. De aceea, eu... Uh, Vreau, doresc ca cei care ne ascultă, părinții mai ales, să fie înțelegători, că administrațiile instituției de învățământ nu încearcă să inventeze ceva nou. Deci, deci încearcă să, să înțeleg până... că directorul de școală, dacă vede unele nereguli în actele pe care trebuie prezentate, are dreptul să-i refuze. Cu... Uh, nu, eu n am zice că are dreptul să refuze. Deci, eu văd că dumnealui și-am făcut acest apel să antreneze și autoritățile locale. Raionale, să zicem, sau de sector, dacă vorbim astfel, ca să, să poată să dea răspuns la acești părinți. Uh -huh. uh, la și educa... da, referitor la întrebarea noastră, ce se întâmplă cu acei copii care, de exemplu, nu au șapte ani, au șase ani, șase ani și jumătate? Este dreptul părinților de a depune o cerere pentru ca să fie înscriși în școală, conform circunscripției în cazul în această circumscripție este supra solicitată și nu există locuri, uh -huh. părinții pot să meargă către alte unități de învățământ unde există aceste locuri disponibile și copiii pot fi înmatriculați. Uh -huh. a, deci este această. Există această o, posibilitate? Oportunitate. Da, există această da, posibilitate. Ținând cont deja de raion, de ne Ținând cont de această circumscripție, păi bine, deoarece. Păi, dar toate cele, Doar ce, nu, Margaret. Uh -huh. Deci problema este că noi am am propus două două să aibă loc două etape de depunere a cererilor. Deci am, am zis că de regulă în orașe depășește 90% din cereri care se depun. Unele instituții de învățământ au 100 de procente o uh, acoperite locurile în prima săptămână, numai de la cum uh -huh. s-a dat startul, deci avem șase Da, salutația. acum avem o lună deja trecută da, și au apărut dar dar și multe situații o, de conflict. Da, avem o parte din instituții de învățământ, inclusiv din Chișinău, care nu-și completează locurile din circunscripția sa și ei uh, prelungesc această um, posibilitate de depunere a cererilor, începând cu 1 august. Uh -huh. Bine, sper că părinții și-au au primit răspunsul. La nemulțumirii clar că sunt. Sunt, sunt foarte multe acum. Multe, multe nemulțumiri, fiindcă. Dar atunci când, atunci când iată, un copil învață uh, 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 um, deja în această școală, prioritar ar fi trebuit să-l ia, dar el nu este din. Uh, Vreau să vă zic că. Istoric, uh, că nu este din această Metodologia nu prevede, noi nu dăm priorități cui, da, cine ar putea. Uh -huh. Dar în discuții cu uh, anumiți uh, directori, să zicem, de instituții, care nu singur decide cum matriculează În fiecare direcție de învățământ este creată o comisie privind matricularea copiilor în clasa 1 la nivel de raion sau municipiu și fiecare unitate de învățământ are comisia sa, uh -huh. care uh, 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 sunt responsabili de matricularea copiilor, deoarece apare și altă întrebare. copilul meu dorește să învețe numai în A, nici din uh -huh. care este profesoară. Altul dorește numai decât să ne cu la profesoara X. Da, care, care va fi și clasa. Și vreau să vă zic chiar ieri, ieri, pare mi am avut o discuție cu doi directori din municipiul Chișinău. Subiectul a fost tot cel care ați menționat noastră, studierea aprofundată a limbilor străine, vorba de programul bilingv uh -huh. fran, francofon. Și i-am întrebat, cum voi faceți repartizarea copiilor în clase? Și ce au răspuns? Diferit au răspuns și unul și altul are dreptate. De exemplu, un director mi-a zis că dânsul ține foarte mult cont de consecutivitatea depunerii cererilor. Mm -hmm. La stabilirea copiilor în clase, unul din criteriile principale este fete, băieți, ca să fie un număr mm -hmm. maxim par, să zicem. Mm -hmm. Uh, mai departe, uh, un alt criteriu este uh, în cazul că nu au foarte multe locuri să zicem că e vorba de un liceu uh, din Chis centrul Chișinăului care are șase clase de întâia el, dumneavoastră, mi-a zis că încearcă să repartizeze uh, uniform în copiii care au atins vârsta de șapte ani în da? uh -huh. toate clasele Apoi, dacă sunt copii mai mici de 6 ani, 6 uh -huh. ani jumătate, vin cei la, așa câte 2-3-4 în fiecare uh -huh. clasă, ca să nu se primească am că înțeles. vin unele clase complete cu 7 ani. Și în altele, altele, altele mici. Cu... da. da. Sunt și fiecare director de școală, da. are mecanismul Dar am auge. întrebat, dar cum, cum voi stabiliți cine e clasa A, cine uh -huh. va lua clasa B, în cazul când ai mai mult de o clasă? Și un director mi-a zis că noi, din start, la Consiliul Profesoral, stabilim că profesoara. X va merge pentru clasa A, cealaltă pentru B, și lucrurile acestea se afișează pe panou, și toți părinții cunosc ce profesoară uh -huh. va lua clasa 1. Și aici merg și anumite cereri cu destinație că doresc cu orice presă, ne merg la, la cu Margareta, da? Uh -huh. Sau, dar în celălalt liceu mi-a spus domn director, atunci când sunt completate clasele, în 1 august, deci dânsul cheamă profesorii, da, și trag la sorți. Cine mm. a clasă, cine, ia clasa B, cine ia clasa C, fără ca să fie invenuit dânsul de faptul că a dat prioritate. și a discriminat sau alte. pe cineva. Să. Da, vă înțeleg. Um, să vedem ce se va întâmpla când s-a finisat etapa întâi și dacă nu vor apare și alte situații. Eu... care... Eu sper ca um, să fie înțelegători toți. Deci, pe de-o parte, presiunea este foarte mare pe administrația instituțiilor de învățământ. Deci, noi. Deci, cine trebuie să primească toate aceste nemulțumiri? Pentru că, doamna, când a publicat postarea mm. sa pe Facebook, zicea că a fost de nenumărate ori și nimeni nu ascultă la Direcția Învățământ, Tineret și Sport la primărie Ei sunt primii care ar trebui să. în cazul în care nu se clarifică cu directorul de școală. Bineînțeles. Deci, autoritatea locală. Deci, mm -hmm. există autoritatea locală în gestiunea cărui se află această unitate de învățământ și ei sunt obligați să vadă în ce constă această nemulțumire. Problema, da? am înțeles. Da, că de regulă, nu întotdeauna, hai să zic eu, nu întotdeauna părinții sunt înțelegători și au dreptate, dar totodată mai există și anumite tensiuni care sunt create și de administrațiile unor instituții de învățământ. De ce noi și am încurajat toate unitățile de învățământ ca aceste comisii să lucreze transparent, să lucreze conform orarului stabilit și la admitere în, în clasa întâi, se susțină în mare parte și de doleanțele părinților. În decurs de o lună, la minister, au parvenit scrisori de nemulțumiri? Eu sau... am fost telefonat săptămâna aceasta, chiar fiindcă am fost mai mult la birou de vreo șase părinți, unde nu au venit cu pretențe, dar au zis că ei ar dori totuși să meargă cu anumite sugestii uh -huh. pe, anumite, pe anumite unități de învățământ și atunci noi le-am sugerat să se adreseze la direcția de învățământ. Un singur părinte Dorea să se sfătuie ce s-ar întâmpla cu copilul său, sunt vorbitori de ruse și doresc să meargă în școală cu predare în limba română, în cazul când copilul nu va reuși, deoarece a frecventat o grupă rusă, dacă va putea să se transfere în altă uh -huh. instituție, tot rusă, este dreptul părinților. Noi nu solicităm să se facă experimente, uh -huh. dar totodată trebuie să ținem condoleanța părinților atunci când ne doresc să facă acest lucru. Am că... Nu am fost sesizat, vă zic că toată lumea mă învenuiește. De ce nu urmăresc care de socializare? Nu le urmăresc din cauza că nu am timp să fac lucrurile. Bine, îmi dau seama. Trebuie părinții altfel, într-o altă modalitate, să-și rezolve nemulțumirea și să da. vină la Dar ei. Dar încurajăm toți părinții să încerce să aibă aceste discuții deschise cu administrația tuturor unităților de învățământ unde vor să meargă. Și în cazul când consideră că ei nu au fost ascultați, nu au fost auziți, atunci se meargă către direcțiile raionale, municipale de învățământ, tineri și sport din fiecare uh -huh. regiune a țării. Uh, aici vreau să vă mai întreb, pentru că sper că oamenii au înțeles la capitolul înscriere copiilor și vom mai organiza o emisiune când se va finaliza prima etapă sau a doua, să vedem mm. care sunt. Uh, și vreau să vă mai întreb la dacă rămânem în, în la ciclul primar, vreau să vă mai întreb dacă se revăd sau dacă se urmărește o îmbunătățire a situației privind evaluarea copiilor cu descriptori. Da. Pentru că aici e o altă situație, care părinții sunt nemulțumiți și își manifestă dezacordul față de acest mod de a evalua copilul. Și mai ales trecerea din clasa 4 în clasa 5 da. va fi nevoioasă. Luați da. careva vom, măsuri. Vom ajunge, dar deja în luna mai, dacă nu greșesc pe 13 mai, druzi de semătă, avem la Institutul de Științe Educației o conferință internațională unde se va pune în discuție și experiența României. Acolo este negativă experiența. Pe dimensiunea respectivă. Bine, nu vreau să zic negativ sau pozitiv. Dar sunt mai multe nemulțumiri și au zis sau nu. Eu vreau să vă zic că. De ce? Întrebarea mea a fost și când ați mai venit la o emisiune moderată de mine. De ce nu s-a creat un raion pilot și s-a făcut acest proiect pilot undeva? Vreau să vă zic că nu, nu vreau să, să, mă justific de ce a fost la în 2015 a luat această decizie, da? Dar odată ce a fost luată această decizie și la bază s-a pus codul educației și în 2015 a fost elaborată prima metodologie de evaluare a copiilor prin descriptor care suntem anul acesta, o să fim la al treilea an de implementare, deci Republica Moldova și tot sistemul s-a conformat. Bine, dar aveți acum, și dreptul Ministerul Educației de a introduce niște schimbări? Niște... Vreau să vă zic că la moment noi nu avem această temere că nu este corect acești pași, nu sunt corecți acești pași. Păi da, învățătorii și copii, și părinții sunt obișnuiți cu ideea că copilul acesta se află la nivelul de 6, copilul celălalt se află la nivelul da. de 8 și dispare, dispare dorința de a întrecere această, dorința de a face... Eu vreau să vă zic că acest sistem de evaluare prin descriptori, în mare parte, este susținut de părinți. Da. Mai greu a fost la început de, de, de profesori, că profesorii, fiind obișnuiți, da, iarăși pe tradiție, să pună note. Deci, deci, acum, acum urmau deci să... problema în cadrele didactice. Am, că ei am, sunt la prima, puși fost, să la prima etapă asta a fost. La prima etapă asta a fost. Și dacă, să zicem, învățătoare de la școala Dar primaria... mie, nu, mi-e îmi pare rău că eu, majoritatea nu. părinților, am întâlnit eu care sunt nemulțumiți. Ce înseamnă majoritate? 33.000 de copii avem la, la paralela claselor 1. Anul trecut au fost 33, anul acesta 32. În clasa 1 e bine să nu, nu. se. Păi, bun, dar în urcă, dar, dar celelalte dar clase. Dar -am, Părinții nu doi? știu cum să facă temele de acasă, cum să se pregătească, cum. Bine, asta este eu. O... Bun. Când spunem o majoritate, asta înseamnă jumătate de țară, după mine, da, sau jumătate dintre părinți. Eu nu vreau să-i număr care mm. sunt jumătate, care nu sunt jumătate. Dar se cercetează? Se cercetează acest element. Și noi suntem îngrijorați de faptul că uh, cum. Va avea loc această trecere, da? uh, mai ales psihologică a copiilor de la evaluarea prin descriptori, după clasa 4, clasa 5, atunci când vom avea note. Se discută în societatea moldovenească, inclusiv poate și la treapta de gimnaziu, anumite disciplini școlare să fie, iarăși, evaluate nu prin notă, dar prin descriptori. Se discută. Există mm -hmm. și astfel de propuneri. Inclusiv și la treapta de liceu. Deci unele, unele discipline școlare. Și vreau să vă zic că această experiență există în multe țări ale lumii. Noi, pe de o parte... Da, dar este implementat altfel un pic. La noi se întâmplă lucrurile că se ia o decizie fără ca să se țină cont de niște schimbări sau de niște um, uh, reguli sau tradiții care spun: dumneavoastră istorice, venite din uh, Bun. perioada uh, până la 25 de ani. Vreau să vă zic că uh, noi atunci niciodată nu o să putem să progresăm, dar în mare parte o să batem pasul pe loc sau o să regresăm atunci când vorbim de domeniul educației. Deoarece pot accepta că avem o experiență foarte tânără de 25 de ani de dezvoltare a sistemului educațional național, da? de la independență încoace. Și nici sub nu ne putem compara cu unele țări europene care au făcut acest lucru cândva mai demult. Și credeți-mi, vă rog, că acești pași și această prevedere, ea foarte bine a fost studiată anterior. Și au fost voci și pro și contra. Odată ce s-a luat această decizie, deci noi urmează să analizăm foarte atent, să vedem ce merge. Mm -hmm. Poate că didactic să aprecieze corect copilul, se simte copilul mai mai bine atunci când copilul la să nu a primit note și de ce el nu poate să spună e, că nu îi place, nu place. părinții care au trecut prin etapa școlii de 12 ani cu note și apoi universitățile tot cu note e clar că foarte greu vor A, accepta știți ce spun unii părinți la întrebarea mea cum considerați bine sau rău zic că se fac experimente pe copiii noștri și nu se ține cont eu, de eu vreau rezultate să zic că, aș vrea, A, ajungem la finalul da, nu, eu, nu, ziune, eu nu vreau ca noi întotdeauna repetăm ceea ce spun părinții dacă există anumite teme, dacă există anumite nemulțumiri, deci noi trebuie să fim sesizați. De faptul că părinții vorbesc în grupuri și nu sesizează lucrurile astea public, da? mm -hmm. sau scriu nouă aperețele deci, de socializare. Părinți, deci, dragi părinți, veniți nu, la Ministerul Educației, sesizați nu problema corect. și faceți... Nu este corect. Și mai mult că atât vreau să vă zic că lucrează și un, nu, grup, și un, nu un, un grup de cercetători care, care zic că copiii ce sunt mai bine. Păi noi facem lucrurile pentru copil sau facem pentru părinte? Am înțeles. Și ultima întrebare, pentru că părintele mea m-a rugat să vă întreb. Anul trecut a fost o situație când în școala Rambam s-a întâmplat copiii din clasa 10 au fost lăsați de voia sorții și au rămas neinstituționalizați să-și caute treabă în alte școli. Anul acesta, în clasa 9, iarăși de sunt 10. puși în situația 9, care finisează și merg în clasa 10. Se va întâmpla aceeași situație? Eu nu pot să vă spun ce s va întâmpla la liceul Rambam. Deoarece, iarăși, rețeaua de clasă o stabilește fiecare autoritate de sine stătător. Dacă e vorba de municipiul Chișinău, deci cei de la municipiul Chișinău trebuie să facă o analiză totală a absolvenților sau viitorilor absolvenți, că ei încă nu au absolvit școala, clasa nouă, deoarece nu toți merg spre liceu. Deci școlarizarea obligatorie este până în vârsta de 16 ani. După 16 ani, copiii împreună cu părinții au trei opțiuni. Nu sunt obligatori niciuna. Școala profesională, o meserie, colegiu studii medie speciale sau liceu. Ce s-a întâmplat anul trecut la Rambam? A fost mai bine zis o um, o doleanță, nu a copiilor și a părinților, cu orice preț să rămână în această instituție, dar mai mult a cadrului didactic. Ori, nu a părinților, nu, ei au protestat ori, vă, în fapt. Vă zic, părinții au protestat, nu știm, uh -huh. am ieșit și am discutat și cu ei. Deci există o prevedere care trebuie să aplicată legal în Republica Moldova, indiferent de statutul unității de învățământ privată sau public, sat sau oraș unde clar este stipulat că se deschid clasele 10 de liceu, numai într-un singur caz, când la paralela claselor vor fi uh, două complete de clasă. Uh -huh. Indiferent, va fi profilul umanist, una așa, unul areal, de regulă noi solicităm să fie ambele profiluri, deoarece uh, copiii se mai răzgândească și migrează de la... Uh -huh. Dar în cazul liceului Rambam, ce s-a primit? Dar deci ce în municipiul Chișinău? mai scurt că suntem da. deja în, în municipiul Chișinău există două instituții timpul. care au profilul evreiesc, da, și liceul Rambam și unul la botanică, celălalt la, în sectorul Rășcani și mai mulți au fost la celălalt de la Rășcani. Și li s-a propus din celor odată ce doresc să meargă, să studieze într-un liceu cu acest profil să facă acest pas. Au mers pe la toți, s-au plâns. Deci, Ministerul Educației le-a spus că prevederile regulamentare sunt obligatorii pentru toți. Nu este cazul ca în Municipiul Chișinău să avem clase de liceu cu 15 copii sau 16 copii, cum au fost. Da, dar aici, după părerea părinților, se urmărește închiderea sau discriminarea copiilor din minoritățile. Nu nu, nu este adevărat și vreau să vă spun că etnice. dacă, dacă bă, etnicii din Republica Moldova. Zic că ei sunt discriminați. Eu doresc să-mi arăt mii exemple, alte exemple mai pozitive în alte țări unde iarăși sunt state polietnice și după învățământul obligator pentru toți le se uh, permite orice. Deci, statul Republica Moldova în învățământul obligator asigură pentru toate etniile drepturi egale paralel cu limba de instruire română și rusă noi avem programe speciale pentru găgăuzi, pentru Am bulgari, înțeles. pentru ucraineni, de aceea nu sunt de acord că ei au fost discriminați. Bine, dar vreau să vă zic totuși în concluzie, că aici încerc să suntem la final, că discutând cu funcționarii publici, pe de o parte și pe de altă parte cu părinți, că am sunat în această săptămână să mă pregătesc de emisiuni mai multă lume, am înțeles un lucru, că de parcă vorbeam cu oameni din lumi paralele, nu știu hmm. din ce cauză. Și majoritatea părinților de, care întâmpină careva probleme mi-au zis că ne simțim că nu suntem auziți, ne simțim hmm. că copiii noștri sunt lăsați uh, să se facă experimente pe ei și unica soluție este să ne luăm valiza și să plecăm. Eu vă zic ceea ce aici nu am inventat, vă zic ceea ce aici am auzit. Îmi doresc ca să se întâmple această comunicare și îmi doresc ca cei din Ministerul Educației și de la Direcția Învățământ Chișinău și de la alte localități, orașe, municipii din Moldova să audă părinții tot și când este o situație și să nu se simte această lume paralelă de acolo și de dincolo. Asta vreau. Bine, nu aș vrea ca pe această notă tristă să încheiem emisiunea. Vreau să vă zic că noi, nu știu dacă ultimul an de studii, 16-17, am fost foarte închiște de la Ministerul Educației. Când vorbiți de funcționari, probabil că trebuie să divizăm foarte atent responsabilitățile, deoarece domeniul educației nu este numai Ministerul Educației. Am înțeles. Bine, noi, gata, deja regem spune că am depășit la limită tot timpul nostru. Eu vă mulțumesc, înțeleg deci, că emisiunile noastre trebuie să vină mai, mai des să veniți și vă doresc numai bine și succes în colaborarea cu părinții și cu cadrele didactice. Vă mulțumim mult pentru atenție și dumneavoastră, vă aștept lunea viitoare la 20.30. La revedere!